hai noroc, cu mare entuziasm am mers să urmăresc complotul bonelor pentru a vedea evident debutul fulminant în actorie al femeii anului 2023, Ana Maria Prodan. Virgil este un om bogat din aproape toate punctele de vedere, rupe pe afaceri fiind avut financiar, dar și când vine vorba de copii, deoarece își poate face o echipă de handbal cu tot cu rezerve. Din trei căsătorii a rămas cu nouă puradei și trei bone luate de pe uși, deoarece par a fi proaste ca noaptea. Singur cuc în viața amoroasă, el se îndrăgostește de Valentina, care însă îi dă un ultimatum în ceea ce privește rostirea celei mai importante întrebări. Doar că șatra de poradei nu este deloc de acord cu viitoarea mămică vitregă. Vreți să mai lungesc suspansul ca pielea pe prepuț înainte de circumcizie? Zic că nu mai are rost. Compotul botoxatelor, pardon, complotul bonelor este atât de slab încât nici măcar IMDB n-ar avea curajul să-l pună pe primul loc în topul celor mai proaste filme, deoarece le-ar face pe celelalte să pară niște capodopere. Nu vreau să jignesc aiurea că sunt și ei oameni și a mâncat și gura lor o pâine, dar cei care s-au ocupat de mixajul sonor fie stau prost cu auzul, fie sunt amatori, fie ambele. Nu mi-a venit să cred cât de execrabilă este partea auditivă. Există un eco enervant de parcă filmul ar fi fost înregistrat cu borcanul și se aude ca atunci când țic într-un butoi gol. Sau, mai știi, poate și producătorii și-au dat seama că scenariul este mai infect ca o fosă septică dezinfectată și, pentru a ne scuti de auzul unor replici atroce, au belit sunetul pentru că personal n-am înțeles multe dintre cuvintele rostite de personaje, ceea ce, în contextul filmului, este o parte pozitivă. Mai mult am ghicit ce se spunea, dar nici nu a fost foarte dificil, având în vedere idioțenia scenariului. Ce pare a fi unul semnat de Ion al guvernului, după ce s-a inspirat din niște compuneri de clasa a doua. Nu se întâmplă absolut nimic în film, doar o perindare infinită de personaje care se preumblă aiurea, fără noimă, prin peisaj, ca la o paradă a modei, dar fără modă. Nici nu are rost să spun că este incredibil de previzibil și exasperant de neamuzant. Și nu că nu am râs, dar chiar m-am ofticat că mi-am făcut manicura înainte de film, deoarece tare aș fi vrut să mă zgârii pe orechi, să nu mai aud dejecțiile de pseudoglume și replici stânjenitoare care au reprezentat o tortură terifiantă. Există o scenă oribilă, desfășurată într-o baie, unde este purtată o discuție cu multiple conotații sexuale și nu din acelea frontale care mi-a cimentat ideea că scenariul a fost scris de un parameci în comă. Și dacă până acum m-am mai văitat cu ocazia altor filme în ceea ce privește plasarea la greu a produselor, ei bine, aici este în trecut orice grad de nesimțire. Nu zice nimeni să nu introduci subtil și cu tact vreun produs al firmei care a sărit cu banul la buget dar aici s-a exagerat enorm. Nu este un film cu pauze publicitare, ci este mai degrabă o reclamă continuă întreruptă când și când de un simulacru de poveste. Scenele cu site-ul de criptomonede reprezintă apogeul agresivității în acest domeniu, mai ostentativ de atât nu se putea. Așadar, Partea narrativă este minus zero barat, cât despre actorie, haoleu și haolică. A ajuns și cinematografia românească ca un cologiu de curve pe centură. Dacă ai bani, îți poți cumpăra o seară de amor fals sau un rol într-un film să te prefaci că ești actriță. Nu este nicio diferență în afară de aceea că dacă te prinde gaborul cu ea în gură, riști să ți și un pulan pe spinare. Însă dacă joci execrabil, se vor găsi destui aplaudați macaci cu creierul făcut pane care să te pună pe un piedestal drept regină. Măcar știu acum de la ce vin inițialele numelui Ana Maria Prodan, de la actorie mai proastă nici că am văzut. Și nu zic că avea gura plină când își rostea replicile, deoarece se poate subînțelege ceva obscen, însă nu pricepeam deloc ce zice. Oare pentru că sarmanele cuvinte nu aveau loc pe unde să iasă din cauza baricadei reprezentată de buzele umflate cu pompa? Prodanca vrea să facă pe bomba sexy și, ce este drept, bubuie bine aici, dar din cu totul alte motive pentru că este plină de chimicale explozive. Doar Cristi Iacob face notă discordantă deoarece este singurul actor adevărat în această producție și ori a primit prea mulți bani, ori a pierdut un pariu. Alte motive nu există pentru care a acceptat să joace în coșmelia asta decrepită de film. Celelalte roluri au fost distribuite fie pe bază de nepotism, fie pe criteriul dai un ban, dar stai în față este, cu siguranță, printre cele mai proaste filme românești pe care le-am văzut la mare bătaie cu Mamalia, dar măcar ăluia îi pot găsi niște circumstanțe atenuante că poate nu l-am priceput eu, dar aici nici nu poate fi vorba de așa ceva. Nu-s decât 100 de minute de lături expirate și nimic mai mult. Am auzit de câteva ori pe parcursul filmului refrenul mă ucide ea, și nu știu cui aparține că nu sunt la curent cu guițatul autohton ce trece pe post de muzică și nu mă refer la piesa asta că mi se pare bună, ci vorbeam în general și nu știam dacă melodia venea dinspre boxe sau era doar creierul meu făcut praștie care cânta, mă ucide ea, ori de câte ori vedeam vreo scenă apoteotică din punct de vedere al imbecilității. Iar sfârșitul nu că este stupid, ci este total lipsit de logică, având în vedere finalitatea scenei premergătoare cu care este în totală contradicție. Trebuie să fac o baie în acid de xenomorf pentru a scăpa de jegul împuțit cu care m-am proșcat complotul bonelor un candidat serios la cel mai prost film al anului 2024 și va fi extrem de greu de bătut. Abia dacă merită să consum un jet de urină pe acest film, deoarece până și respectivul lichid se poate dovedi mai valoros decât producția de față. Până data viitoare fugiți ca de popa cu botezul de acest film să aveți parte de Nipemi, niște pelicule minunate aveți grijă de voi și papa. pa! pa!